Salutare tuturor și din nou astăzi cu voi este Andreea Bostănică. Iar astăzi am decis să vă arăt rutina mea de dimineață. Trezesc, intru pe site-urile mele de socializare și citesc toate comentariile voastre. Și desigur că după mă scol și mă îndrept spre geam, ca să văd cum este timpul de afară. Îndrept spre baie. Iar apoi mă întorc în camera mea și mă schimb în alte haine. Acum facem puțină gimnastică. Recunosc, nu o fac în fiecare zi, însă acum mă stăruiesc să o fac cât mai des, pentru că știu că este foarte important. Pentru micul dejun vom avea nevoie de un avocado și două ouă. Tăiem avocado și scoatem sâmburele. Iar acum luăm un pic de miez pentru pasta noastră. Spargem ouăle și le punem în avocado. Punem un pic de sare și piper. Eu mai adăugat și un pic de parmezan pentru că îmi place foarte mult. Punem la cuptorul încălzit la 200 de grade pe 15 minute. Între timp, cât mâncarea noastră se gătește, noi tocăm pasta noastră. Iar aici, dragii mei, dimineața mea nu se încheie. După ce am mâncat foarte bine, îmi pregătesc o limonadă. Pentru a prepara limonada, vom avea nevoie de 2 portocale, un lime sau o lămâie la alegere,
și desigur preferata mea, menta. Sprite, iar toate acestea le voi pune în acest vas. Tăiem lime-ul și portocala. O puteți tăia în felii mai mari sau mai mici. Eu le-am făcut pe ambele. Și apoi turnăm Sprite-ul, iar limonada noastră este gata. Și da, dragii mei, sper că v-a plăcut acest video, nu uitați să puneți multe, multe like-uri, pentru că dacă vom strânge multe like-uri, voi posta, reacționez la videoclipurile voastre de pe Musical.ly. Și da, nu uitați să-mi scriți în comentarii cum vă petreceți voi rutina de dimineață. Iar cu voi a fost Andreea Bostănică, iar noi ne revedem în alt vlog. Vă pup, pa, pa!